Dragi telespectatori, astăzi la Moinești am asistat la un eveniment deosebit, un eveniment cu o participare de înaltă ținută. Vorbim cu domnul Ion Sandu, profesor universitar, pe care îl rugăm să ne spună impresiile sale despre, de fapt, la ce eveniment am asistat și care consideră dânsul că este rezonanța la nivel național și putem spune chiar internațional a caietelor lui Tristan Țara. Ca în fiecare an, da, foarte mult. Ca în fiecare an, septembrie a reprezentat reîntoarcerea acasă. Măineștiul meu drag, este orașul tinereții, orașul în care mi-am consolidat maturitatea, de care sunt legat atât prin profesori, cât și prin industria măineșteană. Industrie care mai târziu mi-a conferit o formație inedită, cea de inventator. Am venit cu bucurie la Moinești, cu toate că eu astăzi și mâine chiar trebuia să fiu la Caparica în Portugalia, dar la rugămintea profesorului Ropciu, care a insistat de 3 ori în Portugalia, te rog să te întorci să vii la zilele Moinești, nu vă faceți nicio grijă, voi fi la Moinești. Aseară am sosit la Iași, astăzi, cu o mică întârziere, am venit să sărbătorim pe Tristan Țara. De fapt, sărbătorim zilele Moineștiului, acel oraș al petrolului moldav, acel oraș de buni gospodari, un oraș, să zic, colinar, cu multe lucruri frumoase și de natură și de antropomorf și de formație umană. Un oraș cu oameni deosebiți, cu oameni cu multă dragoste. Am avut emoții la sosire. Ați văzut că eram precipitat. Pe urmă mi-am revenit și... A schimbat un pic orașul. Da, orașul e tare schimbat, cu toate că unele clădiri au rămas. Daniela spunea, ce-i cu blocul ăla neterminat acolo? Mi-a fost jenă. A rămas probabil din 89. Trebuie să-l rea cineva, da, să-l facă frumos. Da, mi-ar fi fost drag să mă pot întâlni și cu primarul. Am înțeles de la mulți edile ai orașului Moinești că este un primar puternic. Tânăr. Chiar la Iași mi-a vorbit un coleg care astăzi este ministru-secretar de stat în învățământ și mi-a spus, atenție, te duci la Moinești să stai de vorbă cu primarul, că este unul din membrii partidului nostru. Da, trebuie să fac o precizare pentru telespectatorii noștri. De ce nu s-a putut întâmpla această întâlnire a dumneavoastră? Pentru că au coincis cele două evenimente. Pe de o parte, lansarea acestei lucrări extraordinare, caietele lui Tristan Țara. Pe de altă parte, domnul primar era împreună cu cei mai vârstnici. Noi, televiziunea, am fost acolo, am prins o secvență și am fugit repede, zic, pe noi. Da. Și de aceea nu ați avut cum să vă întâlniți. Și acolo sărbătoresc pe cei cu 50 de ani de căsătorie, exact. Pensionare, e un lucru extraordinar pentru viața locului. Vin cu emoții pentru că aici mi-a rămas tinerețea. Dar trebuie să ne spuneți, dumneavoastră, v-ați născut aici, în zona Moinești, aproape de Moinești. Da, sunt din Câmpeni, unde Petrol Roșu, tată petrolist, el a lucrat la Moderzău și țin minte cu bucurie, poate și cu oarecare emoție, când făceam eu liceu, el făcea școala de maestri la Lucăcești și venea deseori la mine la cămin, la internat, să mă roage să-l ajut la chimie organică, că era foarte greu cu aminoacizii, cu compuși pe care el îi reținea mai greu. Au trecut ani, tata a fost mândru de noi, eram 2 frați în liceu, unul după altul, cel de-al treilea a făcut școala la Bacău. Și bineînțeles că pentru mine Moineștiul reprezintă anii de liceu, care nu se uită niciodată. Cum Iașiul reprezintă anii de facultate și pentru Iași eu am creat, să spunem, plus valoare,
prin ceea ce am făcut. Tocmai asta vreau să vă întreb, câte lucrări literare și câte invenții aveți? Că sunt două planuri un pic diferite, dar toate pe fondul dumneavoastră, creativ. Ați fost permanent într-o competiție proprie cu dumneavoastră, ați dorit să faceți cât mai mult. Câte invenții aveți până în acest moment? Și cum vă situați în clasamentul național? Nu multe. Deci, mulți mă reclamă ca fiind primul inventator din România, dar nu. Avem pe regretatul Dorel Ciornomază de la Suceava cu 386 de invenții. Acum 2 săptămâni el a plecat dintre noi. Apoi profesorul Vitalie Bielosov cu 120. Eu eram după Dorel cu 186 de invenții, dar am cu mult mai multe realizate cu studenții. Mândria mea este că am pus amprenta la peste 500 de inventatori. Deci peste 500 de studenți am învățat inventică. Am creat școala de inventică alături de profesorul Belousov, am creat Institutul Național de Inventică la Iași, unde mulți ani am fost director științific, pe urmă am făcut un alt institut pe restaurare, deci pot să spun că am consolidat și am un mentorat puternic la Iași. Am avut doctoratul european PhD, pardon, EPISCON, european PhD in Science for Conservation. Sunteți doctor honoris causa al mai multor universități. Care nominalizați? 3 universități. Este o universitate puternică din America. În 1998 pe patrimoniu cultural am primit. În 2006 Academia de Științe a Bulgariei la Sofia. Aici a fost o aventură formidabilă. Deci în 2005 am primit numirea la școala doctorală EPISCON de la Bologna. Spuneți-ne pentru... Da, și în momentul când s-a realizat prima școală interuniversitară și interdisciplinară, la Paris a fost un consorțiu pe universitățile de stat și pe doctoratele de stat. O discuție în decembrie 2005. La un moment dat m-au abordat președintele Academiei de Științe din Bulgaria, Stancev îl chema atunci, nu mai știu dacă e și astăzi, și spune, profesore, m-ai uimit cu activitatea, când mergi la Iași vei avea o surpriză. De revelion am primit felicitare și rugămintea să-i trimit laudatium pentru ca în mai anul 2006 să fiu invitat alături de un armean și un spaniol, care odată ne-au decernat doctor honoris causa. Și de curând am devenit doctor la Universitatea Dunărea de Jos din Galați. Bine, sunt cu multe oferte. Este Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea de Arte din Iași, care pe perioada lui Viorel Munteanu, rectorul acum la pensie, a ținut foarte mult să-mi ofere, dar a fost perioada de tranziție, el ieșea la pensie. Nu m-am supărat că nu a avut cum să-mi ofere, a apărut ca obligație profesională, 2 mari români din străinătate care trebuia neapărat să le acorde doctorul honoris causa, holender și cu Mioara, marea soprană. Sper că Academia de Arte la Iași, poate într-o perspectivă, voi obține. Doctorul honoris causa e să spunem așa, o recunoaștere de mângâiere. Dar cel mai important sunt academiile internaționale. Sunt membru a 7 academii. Cea mai frumoasă realizare a mea pe linia inventicii, alături de cei 500 de inventatori, sunt, vedeți, un echilibru, peste 500, cred că 10 medalii aduse. Și 286 de ordine. La organizarea Muzeului Universității, rectorul mi-a spus, te rog să dai câteva dintre distincțiile mari obținute. Și am zis, domnul rector, ori toate, ori niciuna, nu le despart. E vorba de vreo 2 seifuri care sunt pline de medalii. Mi-ar trebui... Țineți la bancă, probabil. Da, da, sunt unele, nu toate, că sunt unele poleite. Și ele trebuie, după plecarea mea, să rămână într-un muzeu oarecum integrat. Partea științifică a fost și asta, să spunem, o muncă titanică, 67 de cărți,
am creat domeniu, am creat foarte multe manuale pentru școala de restaurare, sunt recunoscut în Europa ca fiind profesorul cu cele mai multe efecte în domeniul materialelor arheologice, a principiilor și definițiilor în noua disciplină știința conservării. Peste 860 de lucrări științifice v-ați publicate. V-ați gândit aceste lucrări să ajungă și la Moinești, locul de referință, locul drag sufletului dumneavoastră? Am trimis în fiecare an, la fiecare apariție liceului, și cred că o parte le-am trimis și la biblioteca municipală. Dar dumneavoastră întotdeauna, v-am văzut și astăzi când ați venit aici la această lansare de carte, de fapt, mie îmi place să le spun caietele lui Tristan Țara. Cum l-ați regăsit pe domnul profesor Vasile Ropciuc? Cum îl vedeți? Același profesor de liceu, tânăr, cu zâmbet, cu exigență. Și chiar și cu simțul umorului. Chiar simțul umorului, da, foarte, foarte, la orice replică, la orice găsește replică. E un om plin de abnegație, de adevăr, de valoare. Ceea ce a realizat prin Fundația Tristan Țara este mult pentru loc, pentru oraș. Pentru că este, noi spunem, un creator de nou Tristan Țara. Dadaismul în literatură și nu numai, apoi în celelalte ramuri ale artei, reprezintă începutul prin Tristan Țara. A urmat apoi prin Brauner, prin erau pe timpul liceului chiar foarte mulți poeți care directorul, preotul de atunci, îi aducea să ne recite poezii din Dada. Deci putem spune că și în acest moment avangardismul și mai ales cel românesc este la un nivel calitativ deosebit. Noile direcții în artă și în literatură sunt totdeauna benefice pentru că sunt realizate pe sistem interdisciplinar. Deci și Dada chiar ca sistem, să spunem, suprarealist și din punct de vedere al domeniului în care s-a dezvoltat literatura și... Putem spune că e mereu actualizat de cei care... E continuat de tineri, de formații tineri care îndrăgesc domeniul. Au oarecare aplicare, oarecare plăcere a sistemului. Eu sunt mândru când reușesc să găsesc în drumul meu oameni care cunosc opera lui Tristan Țara. Și cum a fost astăzi o glumă, chiar foarte mulți știu de domnul Ropciuc și mai puțin de Tristan Țara. Da. Este o bucurie. Aștept un muzeu Tristan Țara la Moinești, foarte important. După cum aștept ca liceul de sus să fie numit Tristan Țara. Noi avem foarte multe licee cu denumirea marului cărturar, da? Liceul se numește Spiru Haret. Da? Da, peste tot avem Spiru Haret. De ce să nu legăm liceul de un nume al locului? Da, și atunci trebuie să dai cezarul ceea cezarului. Foarte important liceul să poartă numele lui Tristan Țara. Domnule profesor, dumneavoastră ne-ați mărturisit în fața tuturor aici că, spre deosebire de alți oameni care au o activitate la un nivel calitativ deosebit, că nu sunteți obosit niciodată. V-am văzut plin de energie, probabil că această energie vine și din culoarea frumoasă a locului aici, al Moineștiului. În continuare, doriți să mai veniți, să veți reveni la Moinești? Noi vă așteptăm cu mult drag, mereu. Cum să nu, Moineștiul e locul de... aproape locul natal, considerat de mine. Sufletul îl port tot timpul. Tânăr. Cum îl vedeți în viitor? Încă nu mi-am desăvârșit opera, așa consider. Glumesc cu studenții și le spun dacă aș putea să explic sau să descriu ceea ce am făcut, mi-ar mai trebui o viață. Dar sper că cât mă apropii de pensie, cu atât maturitatea lucrurilor pe care le voi desăvârși își va atinge, să spunem, acea amprentă sau titlu de valoare.
pentru moineșteni, aveți un mesaj de încurajare, pentru că sunt vremuri tulburi. Politicul de foarte multe ori, și am evitat întotdeauna în interviurile mele să aduc problemele politice în prim plan, dar poate aveți un mesaj pentru moineșteni de speranță, să încurajăm că așa cum arată orașul astăzi, într-adevăr arată o perspectivă foarte frumoasă. Ce le transmiteți oamenilor de aici, moineștenilor până la urmă, compatrioților dumneavoastră? Lipsește Moineștiul un muzeu al petrolului, care mi-l doresc de mult, de mult, de mult. Apoi un muzeu etnografic, e foarte important. Am văzut, s-au construit biserici, s-au realizat monumente frumoase, dar, repet, un muzeu reprezentativ pentru zona Moinești-Comănești. Muzeul Petrolului și Muzeul Etnografic. Orașul e curat, e frumos, are multe explanade. Doresc celor care au plecat din Moinești să se întoarcă cât mai des și, bineînțeles, cu ținte reale pentru Moinești. Să aducă proiecte, să aducă programe. Eu încerc cu orice venire să-mi leg viața profesională și de moinești prin proiectele care le realizez. Sunt mândru că am primit doctori formați de la Moinești. Da, deja sunt 3 tineri care au desăvârșit teza de doctorat la Iași și de care sunt tare legat. Ce planuri de viitor mai aveți? Ce invenții mai aveți? Ce lucrări veți mai scrie? Invenții mai puține. Eram înainte inventatorul cu 10, 11, 12, chiar 15 invenții pe an. Acum 2, 3, mă mulțumesc, dar în ceea ce privește lucrările publicate cu doctoranzi, aici sunt în luptă cu mine. 100-120 de lucrări, din care cel puțin 40-50 ISI. ISI este sistemul american de scientometrie, e comensurarea actuală a omului de știință, dar și a instituțiilor, a universităților. Și e o bucurie să te vezi că în panoplia unei mari universități, eu consider CUZA de la Iași ca fiind actorul numărul 1 în cercetarea științifică, ești printre cei mai puternici oameni ai zilei. Și sper să rămân până poate încă câțiva ani după pensie. Noi vă dorim în continuare putere de muncă, se vede că aveți multă energie, v-ați mai reîncărcat un pic bateriile aici la Moinești și pentru că televiziunea noastră se adresează românilor de pretutindeni, iată, dragi prieteni, avem în sfârșit aceste posibilități tehnice de a vă ține la curent în mai puțin de 24 de ore, vedeți acest interviu și îi mulțumim domnului profesor universitar Ion Sandu. Vă dorim toate cele bune, vă mulțumim că v-ați răpit din timpul dumneavoastră, aveți în continuare foarte multe de făcut aici la Moinești și ne dorim tare mult să ne reîntâlnim la asemenea evenimente de impact internațional, putem spune până la urmă. Sper să vă doresc succes și îmi cer iertare că sunt tare obosit, deci eu sunt venit de pe un zbor lung de noapte de la Lisabona și am un disconfort în a face o discuție frumoasă, elegantă cu dumneavoastră, care sunteți bine specializat. Mă bucur că am avut o toamnă frumoasă, o zi însorită la Moinești. Moinești în sărbătoare. Și noi să ne bucurăm de ceea ce ne oferă bunul Dumnezeu. Iată, dragi prieteni, un interviu de excepție care va rămâne pentru noi televiziunea exclusiv ca un sistem de referință al unor oameni care își dedică viața unor obiective clare, precise și extrem de folositoare nouă poporului român. Vă mulțumim!